Vremea frumoasă, dar și razele blânde ale soarelui au făcut ca parte din Parcul Național Retezat să se transforme într-un veritabil loc de joacă pentru câteva căprioare. Imagini savuroase au fost surprinse de camerele de monitorizare amplasate de angajații ai administrației Parcului Național Retezat. Câteva exemplare de cerb comun au ieșit la joacă în parcul retezat, imaginile fiind înregistrate de camerele de monitorizat fauna și flora, amplasate strategic în mai multe zone montane de către angajații administrației Parcului Național Retezat. În imagini se poate vedea cum animalele țopăie în voie, în natură, fără a fi deranjate de cineva ori de ceva. Cerbul comun este una dintre cele mai mari specii de cerb și, deși, la un moment dat, cerbul a fost rar în anumite părți ale Europei, nu a fost niciodată în pericol de dispariție. Astfel de specii au întregul corp acoperit cu blană de culoare brună roșiatică, cu nuanțe mai închise pe partea dorsală, mai ales în zona gâtului și a spinării. În lunile de iarnă, culoarea devine puțin mai deschisă. Exemplarele adulte au lungimea corpului până la 2 metri și jumătate și greutatea în medie de 65-190 de kilograme. În cazuri excepționale, unii cerbi masculi ajung și la 300 de kilograme. Speranța de viață este de aproximativ 30 de ani în condiții de captivitate și de până la 14 ani în sălbăticie.